Bună fecioară și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 14-20 august. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia fecioară, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în acest semn zodiacal. Iar dacă rezonezi cu previziunile, te invit cu drag și la o analiză cu mai multe detalii, la partea bonus, apasă butonul Alătură-te și acolo ai toate informațiile necesare. Dragi fecioare, o săptămână foarte, foarte interesantă pentru voi, în care vă dați o resetare. Este o săptămână în care ceva se transformă destul de mult în viața voastră și mai ales fecioarele care de ceva timp tot simțiți acolo niște probleme sau o apăsare privind dragostea, privind plăcerea, privind un copil, o afacere, în general persoana iubită sau persoanele dragi ție. Uite că acum se poate rezolva ceva anume. Însă, știi cum, ceea ce se va petrece, ți se cere sau îți cere, mai bine spus, să-ți schimbi puțin ideile despre viață, să-ți schimbi puțin principiile tale, ce ești tu, cine ești tu. Și mai mult decât atât, dragi fecioare, tot săptămâna asta vine cu o lună nouă în Leu, lună nouă care o implică și pe Lilith, lună nouă care face niște aspecte foarte benefice la nodurile lunare. E și în cuadratură cu Uranus, este adevărat. Însă, este un moment de transformări pentru tine. Acum poți să faci acea cerere, acum poți să faci acea schimbare, acum poți avea acea discuție. Este un moment extrem de profund pentru tine din punct de vedere emoțional. Ar fi bine să te odihnești în preajma lunii noi, pentru că va fi o energie extraordinar de puternică pentru tine. Va fi o energie extrem de mare, da, pe care o vei simți. Este ca și cum ești pus față în față cu o teamă pe care o depășești, da? Deci reușești să-ți învingi o teamă, reușești să-ți învingi o frică. Și fii atent că după această lună nouă, viața ta se va schimba destul de mult. Nodul Nord acolo vrea să trăiești intens, Nodul Nord vrea schimbări de la tine. Și bineînțeles că această lună nouă, cât și Lilith, da, chiar dacă e pe ultima casă astrologică, te ajută. Poate e o teamă acolo de a pierde o persoană, ți este teamă să nu pierzi o persoană și atunci faci un gest pe care în mod normal poate nu l-ai fi făcut, că tu ești mai calculat așa din fire și nu reacționezi fără să gândești prea mult. Bun, tot săptămâna asta este foarte bună pentru tine să faci tot felul de lucruri. Este un moment în care ți se cere să-ți asculți foarte mult intuiția. Și uite, se rezolvă ceva foarte important săptămâna asta printr-o activitate practică pe care o faci, da? E ca și cum vine cineva și te sperie și tu spui gata, bun, păi acum fac, acționez. Și asta e foarte, foarte ok. Puteți să vă rezolvați tot felul de probleme privind banii, privind o moștenire, privind un partaj, privind plăcerile voastre, de ce nu, că poate până acum tot a stat așa retras și a spus nu, eu nu fac asta, doar muncesc, doar îmi văd de viața mea. Uite că e cazul să îți mai acorzi și puțin timp plăcerilor tale, că e momentul pentru așa ceva. Începând cu această săptămână, tot ceea ce ține de relațiile cu ceilalți, prieteni, asocieri, contracte, parteneriate, chiar povești de iubire, vor trece printr-o perioadă de epurare, printr-o perioadă de transformare. Hai să vedem, dragi fecioare, și arhanghelii ce transmit, ce trebuie tu să știi pentru această săptămână, care sunt mesajele pentru fecioare. Ce trebuie să cunoști? Care sunt mesajele tale? Ce trebuie să știi? Și avem prietenul perfect, acesta este mesajul pentru tine. Numerele importante 3, 4, 7, 34. Cu siguranță prietenia este foarte importantă pentru tine în această perioadă. Chiar prietenia dintr-o relație de iubire, că fără asta nu se poate. Te apropii mai mult de o persoană, dar vezi că este o persoană de sex opus, adică dacă ești femeie este vorba despre un bărbat, iar dacă ești bărbat este vorba despre o femeie.
Cineva te ajută, te sprijină, îți este alături. Culorile importante sunt mov, roșu, auriu, portocaliu și arhanghelul Racuiel este cel care îți transmite un dar, o ghidare. Manifest starea perfectă de prietenie care necontenit îmi vine de la Dumnezeu și o dăruiesc tuturor celor care aspiră la ea. Sunt un sfătuitor plin de înțelepciune și totodată un vindecător al sufletului. Foarte frumos! Simți să-ți transmit că tu primești abundență, primești încredere în tine prin intermediul unei persoane din jurul tău săptămâna asta. Vei da dovadă de înțelepciune sau vei primi un sfat înțelept de la o persoană, dragăție. Și acest sfat, să știi că îți poate vindeca sufletul, te poate ajuta foarte mult pe o anumită situație. Să vedem în continuare, dragi fecioare, și tarotul ce transmite, care sunt mesajele pentru tine, ce trebuie tu să cunoști pentru această săptămână. Hai să vedem, dragi fecioare. Și au ieșit deja două cărți pentru tine, foarte importante, misterioase, nu vor să se arate momentan, dar le voi întoarce. Hai să vedem. Simt aici că, da, e o săptămână cu schimbări. E clar, turnul, roata destinului. Șapte de spade. Simt să las cărțile întoarse. Deci eu nu lucrez cu cărți întoarse, dar acum simt să le las așa pentru tine. Îți explic imediat de ce. Șase de cupe. Avem justiția. Șase de monede. Arcana majoră, diavolul. O conexiune cu zodia Capricorn, zodia Balanță. Este clar aici o decizie importantă care se ia pentru tine în această săptămână, privind o sumă de bani, privind un ajutor pe care îl primești, un cadou și, dragi fecioare, mai văd clar aici că reușiți să rezolvați ceva important legat de niște acte. Da? Se clarifică o situație. Turnul avem, turnul care reprezintă o rupere, reprezintă un adevăr care iese la suprafață, niște situații care se rup, niște situații care ies din viața ta, care erau negative. Da? Probabil tot evitai să iei niște decizii. Regele de cupe la baza manifestărilor tale, o conexiune cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Tot săptămâna asta e foarte bună pentru tine pe eliberare emoțională. Ai o experiență în spate și acum e nevoie să dai dovadă de acele lucruri pe care tu le-ai învățat, pe care tu le-ai înțeles. În inima ta avem șapte de cupe. Simte aici că e ca și cum ești în concediu, ești în vacanță sau te pregătești pentru așa ceva. Pentru că șapte de cupe reprezintă un moment în care ești total distras de ceilalți. E ca și cum îți iei o pauză. Vrei să stai tu cu tine. Văd aici că visezi frumos undeva și parcă pur și simplu nu îți vine să crezi cum anume stau lucrurile. Nu îți vine să crezi cât de frumoase sunt lucrurile în jurul tău. Avem roata destinului în mintea ta, este clar că niște idei îți vin săptămâna asta, din punct de vedere rațional vei lua niște decizii extrem de importante, iar dacă lucrurile nu au funcționat până acum pe un anumit plan, să știi că ele se schimbă, însă atenție, schimbarea începe cu tine, deci nu te uita în exterior. Arcana majoră este pe partea ta, este în mintea ta. Apoi avem șapte de spade, uite, care este întors. Da? Asta înseamnă pentru tine, așa simt eu să-ți spun, că cineva lasă în urmă o perioadă în care s-a simțit trădat, trădată, cineva poate chiar începe și își urmărește propriul interes, poate cineva chiar spune gata, sunt în poziția asta, ce mai contează, mai fac și un compromis, că asta e viața, fără așa ceva nu se poate. Și apoi avem opt de spade, da, opt de spade. Este ca și cum aici cineva iese dintr-o perioadă aglomerată din punct de vedere mental sau o perioadă stresantă, cineva se eliberează
Și mai văd aici că cineva te ajută, cineva te prinde, cineva ți este alături sau poate tu ești alături de o anumită persoană. Pentru că, uite, avem un 6 de cupe care reprezintă o conexiune cu o persoană din trecut sau o conexiune cu un suflet pereche care, cu adevărat, este extrem de puternică pentru tine. Da? Cineva lasă trecutul în urmă, cineva spune gata, mă deblochez, iert, mă eliberez. Și asta e absolut fantastic. Se face ca un fel de dreptate divină, dacă vrei. Dragi fecioare, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu mare drag, iar dacă ai rezonat cu mesajele și dorești o analiză cu mai multe detalii, în care analizăm fiecare zi în parte, clarificăm toate cărțile de tarot, luăm și cărți oracol, te invit cu drag în comunitatea acestui canal, apasă butonul Alătură-te. Acolo avem și un ritual de lună nouă, nu știu dacă am menționat, care pentru tine este extrem de important, atenție, extrem de important, pentru că va lucra pe subconștientul tău. Vei face pace cu trecutul, da? Cu anumite traume. Discutăm la partea bonus. Te îmbrățișez cu drag, te invit și la previziunile zilnice pe Zodii. Îți mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru toate mesajele frumoase. Te îmbrățișez cu mare drag și să ne revedem cu bine și data viitoare. Să ai parte de o săptămână cât mai frumoasă.